Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am vrut să vă arăt rățuștele. Ia uitați. Una este cu probleme, are gâtul întors, dar am zis că poate și revine. Ia uitați-o. E aceea micuță, nici n-a mai crescut. Aceasta de aici s-a văzut. Au crescut destul de mari. Ia uitați și picherile. Rățoiul leșesc. I-am dat și lui două rațe. Aici sunt picherile. Celelalte. Ia uitați și căprițele. Acea neagră fată în mai, cu siguranță. Vom vedea. Până la urmă rața a căzut cloșcă, dar din păcate a venit dihorul. Nu a mâncat-o, dar a mâncat altele. De exemplu, să vă arăt pe aceasta. Stați să văd dacă pot să o prind. Aceasta. Stai. Ia uitați aici. Dihorul. Și pe aceasta trebuie să o dau cu cremă. Și... Ia uitați, brahma. Să mergem puțin și la cloșcă să vă arăt. Am revenit. Foarte frumoasă. Ouăle sunt foarte calzi. Pare... Ei, până aceasta la dăm cap de fiecare dată. Din cauza dihorului. Pentru că a căzut unde dihorul și-a făcut cuibare. Ia uitați. Aici și-a făcut mai exact. Și le-am astupat, am pus niște sodă caustică. Și acum sper să cadă în plasă. Și am închis aici, țin găinile în altă parte. Din păcate i-am mâncat toate moțatele olandeze. Una singura a murit, celelalte trei le-am mâncat pe toate. Asta este. Ia uitați și pui aceștia. Cam asta este vlogul, prieteni. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați subscribe și să apăsați butonul de like sau share. Vă mulțumesc. Pe data viitoare, la revedere!